Ca șocant în Galați, cinci frați cu vârste între 11 și 17 ani au fost bătuți și umiliți ani la rând de către bunicii paterni care aveau în grijă. Băiatul cel mare, sătul de tratamentele la care era supus, a reușit să ia legătura cu mama lui, căreia i-a dat mai multe imagini cu chinurile prin care treceau zilnic. Femeia a anunțat imediat poliția. Acum, bunicii, o femeie de 69 de ani și soțul ei, în vârstă de 56 de ani, au dosar penal pentru violență în familie, iar bunica are chiar ordin de protecție. Să taci, te încing de nu te vezi. Dacă îți mai aud vocea, te încing. Dacă te mai văd că vorbești cu el, te desfigurez. Mizerabililor care sunteți. Se adresa bunica celor cinci frați. Țipete, înjurături și bătăi este calvarul prin care au trecut cinci frați. Agresorii, chiar bunicii copiilor, s-au dat singuri de gol. Scenele au fost filmate de camerele de supraveghere montate chiar de ei. Băiatul cel mare a fost cel care a reușit să pună punct ororilor. Adolescentul a reușit să ia legătura cu DGASPC, dar și cu mama plecată în Spania. Acum jumătate de an am putut să iau legătura cu el, fiind ziua lui, i-am scris la mulți ani. Fiind mai mare, poate nu ia telefonul. Le-au luat toate telefoanele. I-am scris la mulți ani și vorbea cu mine pe ascuns de bunici. Mi-a povestit situația de acasă, în ce fel o duce, ce îi face, cum îi bate. Nu sunt motive, deci, dacă mănâncă un pic de mâncare în plus, îi bătea, mărturisește mama copiilor. Polițiștii au intervenit după ce imaginile revoltătoare au fost făcute publice. Polițiștii au emis un ordin de protecție provizoriu împotriva bunicii, femeia în vârstă de 69 de ani. De asemenea, polițiștii au întocmit două dosare penale pentru săvârșirea infracțiunii de violență în familie, a transmis IPJ Galați. Copiii au fost preluați în regim de urgență și acum sunt într-un loc sigur pentru ei, a precizat Tania Calcan, purtător de cuvânt DGASPC. Cei doi bunici sunt cercetați penal pentru violență în familie. Dacă sunteți victima violenței domestice sau martor la astfel de abuzuri, puteți cere ajutor la numărul de telefon 0800 500 333, disponibil 24 de ore din 24, relatează Antena 3.ro.